Inspectorii OPC au anunțat că în perioada următoare vor fi cu ochii pe drăgai, că vor fi avuți în vedere comercianții ale căror produse vor fi verificate la sânge, dar și comediile atât de solicitate, mai ales de copii. Săptămâna asta, mâine, vreau să merg cu tot personalul care avem, adică 4-5, în drăgai, ca să verificăm și noi siguranța la instalațiile de agrement și restul de agenții economici care sunt care expun produse spre vânzare în Târgul Drăgaică. Inspectorii OPC fac însă și un apel la consumatori. Ei ar trebui să fie primii atenți atât la produsele pe care le cumpără, cât și la siguranța copiilor. Da, deci a fost cazul când acum 2 ani a picat un avion de agrement. Și chiar am făcut o verificare dacă sunt respectate cerințele și avertismentele care sunt inscripționate, iar părinții, unii dintre ei, ori inconștienți, ori nu știu cum să spun, pur și simplu se certau cu cei care dețineau instalațiile ca să poată să ia copiii cu ei în mașini bușitoare. Acum, ce să spun? Vreau să conștientizeze fiecare părinte la ce pericole se expune copiii dacă îi lasă să folosească instalații care nu sunt pentru limita de vârstă sau pentru vârsta pe care o au. Inspectorii OPC se vor implica în această perioadă și în tematici dictate la nivel național, cum ar fi controlele la comercianții de jucării și în locurile de agrement.